vom considera o permutare sigma ce le duce pe 1, 2, 3 în 3, 2, 1. Prin urmare, va fi chiar transpoziția 1, 3. Și va trebui să determinăm inversiunile acestei permutări, adică perechile de numere IJ cu IJ cuprinse între 1 și 3, cu proprietatea că I e mai mic decât J și sigma de I e mai mare decât sigma de J. Pe urmă va trebui să determinăm paritatea permutării, și la sfârșit să rezolvăm ecuația x pătrat egal cu sigma, adică să determinăm toate permutările x din S3, cu proprietatea că x pătrat e sigma. Hai să vedem. Pot fi inversiune ale permutării sigma perechile 1, 2, 1, 3 sau 2, 3? 1, 2, 1, 3 sau 2, 3? În ce condiții ar fi aceste inversiuni? Atunci când sigma de 1 e mai mare decât sigma de 2, respectiv sigma de 1 e mai mare decât sigma de 3, respectiv sigma de 2 e mai mare decât sigma de 3, nu? Hai să vedem. Sigma de 1 și sigma de 2 sunt 3 respectiv 2 și întrucât 3 este mai mare decât 2, aceasta este inversiune. Sigma de 1 și sigma de 3 sunt 3 respectiv 1 și întrucât sigma de 1, adică 3, e mai mare decât sigma de 3, adică 1, și aceasta este inversiune. Și întrucât sigma de 2 este 2 și e mai mare decât sigma de 3, care e 1, și 2, 3 este inversiune. Deci toate cele 3 perechi sunt inversiune ale permutării sigma. Inversiuni. Și atunci, numărul inversiunilor permutării sigma ce se notează cu M de Sigma va fi 3. Dacă știm numărul inversiunilor, aflăm imediat și signatura permutării Sigma. Acesta este numărul minus 1 la numărul de inversiuni, adică 3. Și atunci este minus 1. Atunci când o permutare are signatura 1, spunem că permutarea i pară și când are signatura minus 1, spunem că permutarea este impară. Așadar, sigma este impară. Și am rezolvat și sub punctul B mic. Bine, bine, dar sub punctul B mic în mod normal se rezolvă în felul următor. B mic, metoda a doua. Întrucât sigma este transpoziția 1, 3, 2 e neschimbat, pe 1 îl duce în 3, pe 3 îl duce în 1. Rezultă, sigma este impară. Reținem că orice transpoziție este o permutare impară. În particular, epsilon de sigma este minus 1. Signatura e minus 1. Putem să folosim acest rezultat de fiecare dată. Aici oricum nu avem de ales, trebuia să scriem toate inversiunile. Să ne ocupăm acum de subpunctul punctul C mic. Avem de rezolvat ecuația x pătrat egal cu sigma. E, în acest caz, ecuația nu are soluții. Deoarece, dacă x pătrat e sigma, înseamnă că signatura lui x pătrat este signatura lui sigma. Însă știm că signatura produsului, alfabeta de exemplu, dacă ar fi două permutări, ar avea signatura signatura lui alfa ori signatura lui beta. Și atunci, dacă signatura produsului e produsul signaturilor, înseamnă că signatura lui x pătrat e signatura lui x totul la pătrat și ar trebui să fie signatura lui sigma, adică minus 1. Dar signatura lui x poate să fie plus minus 1, ceea ce înseamnă că plus minus 1 la pătrat ar trebui să fie minus 1. Fals. Fals pentru orice x din S3. Ceea ce înseamnă că mulțimea soluțiilor este mulțimea vidă. Reținem că signatura produsului este produsul signaturilor și de asemenea, în cazul în care avem de rezolvat ecuații de forma x la 2 k e sigma, verificăm întotdeauna dacă nu cumva sigma este o permutare impară. E, dacă sigma e permutare pară, va trebui să determinăm soluțiile. Acestea probabil că vor exista. Ceea ce avem de reținut e că pentru ecuațiile de forma x la 2 k e sigma cu sigma impară, mulțimea soluțiilor este mulțimea vită. În plus, când numărăm inversiunile, de obicei le numărăm mental. Câte inversiuni are această permutare? Întrucât 3 e mai mare decât 2, 3 e mai mare decât 1 și 2 e mai mare decât 1, avem 3 inversiuni. Ce am făcut? Aveam IJ în ordine, pe rândul elementelor din domeniu, și m-am uitat doar când nu sunt în ordine sigma de I și sigma de J. Așadar, pentru a le număra, nu am nevoie să scriu foarte mult. Pur și simplu, inversiunile se numără mental. În continuare, să determinăm numărul inversiunilor. Permutării 1, 2, 3, 4, 5 se duc în 2, 3, 4, 5, 1. Aceasta este o permutare din mulțimea permutărilor de grad 5. Să vedem. 2 e mai mare decât 1, 3 e mai mare decât 1, 4 e mai mare decât 1, 5 e mai mare decât 1, înseamnă că avem 4 inversiuni. Așadar, m de sigma este 4. Ca bonus, epsilon de sigma este minus 1 la puterea 4 de C1, ceea ce înseamnă că sigma este permutare pară.